avut mai multe lansări. Asta e o lansare specială. Am avut o lansare la Reșița, pentru că acolo a debutat Marcel Educanu în 19 aprilie 1974, când Steaua a luat bătaia atunci cu 2-0. A urmat apoi o altă lansare de carte de ziua avocatului la Clubul Diplomaților, când Marcel Educanu a avut plăcerea să se adreseze corpului nostru profesoral, dar pe Skype. A urmat altă lansare, de asemenea, foarte, foarte interesantă la Clubul Steaua, acolo unde Marcel Educanu a debutat. Și bucuria mea foarte mare este că acolo Marcel Educanu are o lojă, loja 19, este loja Marcel Educanu. Am mai făcut încă o lansare, ca să spun așa, oarecum în mediul academic, la Universitatea Spirul Haré, prima universitate particulară din România, unde au participat cadrele universitare, masteranți, studenți și așa mai departe, unde și acolo a primit o serie întreagă de distincții. Eu am fost, ca de fapt mulți tineri la vremea respectivă, unul din mari fani al lui Marcel Educanu. Într-adevăr, aveam un steag mare roșu albastru, mergeam în galerie, îl văd aici un poster care făcea parte din acea galerie, un steag mare roșu albastru pe care scria: mamă, iartă-mă, iubesc Marcel Educanu mai mult decât pe tine. M-a ajutat Dumnezeu să nu cunosc pe nevastă-mi atunci, că cine știe ce scriam pe steagul ăla. Am sărit gardul în liceu militar când a jucat Steaua cu Young Boys Berna. Am avut a 7 la purtare din cauza lui Marcel Educanu. Dar a fost o mare bucurie să văd acel meci pe viu. Poate mulți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte. Acum pe YouTube sunt niște imagini șterse al negru. Le spuneam că sunt și am rămas un fan înrăit al lui Marcel Educanu. Dar nu mă gândeam eu în viața mea că o să pot să mă întâlnesc vreodată cu Marcel Educanu sau să pot să scriu această carte. Cartea, mie îmi place să spun că e a doua teza mea de doctorat, între ghilimele, bineînțeles, pentru că această carte, dacă o veți citi, o să vedeți că are de toate. Are și chestiuni din vremurile de atunci. Are chiar și chestiuni de drept. Îl văd pe domnul profesor Bunești, care mi-a fost mentor la începutul carierei mele universitare. Are toate picanteriile, mă rog, care le-am aflat eu de la Marcel Educanu. Are 13 capitole. Are un capitol de introducere în care eu comentez toate poreclele pe care le-a primit Marcel Educanu. Zorul, Iosefin, Magicianul. Iar unul dintre Mircea Meionescu îi spune: se trage la poartă. Dumnezeu reașează așa cum vrea el. Marcel Educanu va fi răsplătit de nepotul lui Lio, un copil foarte talentat, care este, dacă vreți, Marcel Educanu în miniatură. Poate o să-l vedeți pe YouTube, același gesturi, același tip de alergare. Mulțumesc mult de tot, Marcel Educanu, pentru că mi-ai dat ocazia să spui despre din această carte. Nici nu mai știu ce să zic. S-au spus așa de multe lucruri că ușor, ușor încep să cred că chiar că am jucat puțin fotbal. Bine. Da, sunt compleșit și chiar că nu am cuvinte, tot ce s-a spus e foarte frumos. Sigur că savorez momentele acestea și sunt tot timpul bucuros că ajung la București sau exact cum acum o jumătate am fost la Larița, unde a fost și acolo extraordinar de frumos, ne-a primit lumea așa de bine, am stat 3 zile, a fost de vis.